A fost astăzi anunțat despre producerea unui eveniment sublat cu bagul materiale în localitatea Secuenii Noi. Ne-am deplasat la fața locului, am constat că un autotren a pierdut controlul, conducătorul auto a pierdut controlul autovehicul și a părăsit partea carosabilă. A intrat în șanț peste o condută de gaz. Conducta s-a rupt, fiind sub încărcătura care a căzut din camion. A fost mai grea intervenția, ne-au sprijinit cei de la pompieri și am oprit gazul. Urmează să continuăm cercetările cu la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporativă. Șoferul, starea? Șoferul este aici la fața locului, nu are leziuni grave, a fost examinat în ambulanță, a refuzat transportul la spital. Noi continuăm cercetările.